Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm despre cum poliția a demontat corturile protestatarilor, dar și ce urmează în această direcție. Iar în platou avem trei invitați. Este vorba despre doamna Marcela Adam, deputată PAS. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Salut cu drag toți telespectatorii. Doamna Iana Stanțieru, vicepreședinta Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și domnul Octavian Țâcu, istoric și ex-deputat. Bună seara și bine ați venit, domnule Țăcu. Eu zic să începem cu subiectul inclusiv care vreau să-l discutăm și să se dea cu părerea și telespectatorii. Avem un televoting și o întrebare stabilită pentru astăzi. Dacă poliția a procedat corect cu protestatarii atunci când a demontat corturile. Întrebarea este afișată pe ecran. Puteți transmite SMS la numărul 380 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Iar pe parcursul emisiunii vom afișa rezultatele pe ecran. Aceeași întrebare o am și pentru dumneavoastră. O să începem cu cei de la guvernare. Doamna Adam, cât de corect vi se pare cum a procedat poliția demontând aceste corturi ale protestatarilor, care sunt nemulțumiți că în Republica Moldova nu funcționează anumite lucruri? Pe durata mai multor săptămâni am văzut mai multe acțiuni de protest, așa zise, acțiuni de protest organizate de partidul Șor. Și la un moment dat am văzut că aceste acțiuni de protest pretinse în limita legalității au deviat de la această limită. Ori ne-am pomenit într-o dimineață de luni când traficul era blocat de corturile care au fost puse în afara prevederilor specificate probabil în autorizația care a fost depusă la primărie. Și atunci artera principală a orașului a fost blocată și cetățenii, alți cetățeni ai acestei țări, altor cetățeni ai acestei țări, li s-a îngrădit dreptul la libera circulație. Și atunci ne întrebăm unde este limita aceasta legalității. Deci, ori noi respectăm regulile pe care le-am specificat și atunci dacă au primit autorizație de la primăria capitalei pentru a desfășura aceste proteste cu anumite reguli, atunci trebuiau să fie respectate. Acum, atunci am văzut foarte clar că poliția a transmis, da, o solicitare către primărie ca să ia act de aceste încălcări și respectiv să dispună să fie scoase, să-și retragă corturile de pe carosabil. Am văzut atunci acțiunile primarului Ceban și aceasta ne pune pe gânduri că ar fi de fapt niște acțiuni concertate. Și în următoarea săptămână înțeleg că s-au făcut demersurile necesare pentru ca să nu ne mai pomenim într-o altă zi de luni în care cetățenii din municipiu să fie îngrădiți în libera lor circulație. Haideți de aceea li s-au oferit în platou în discuție. Vreau să analizăm punctual. Avem și imaginile pe ecran cum s-a întâmplat totul. Doamna Stanțieru, vorbind din perspectiva opoziției, nu se întâmplă acum exact ceea ce se întâmpla atunci când protesta Platforma Demnitate și Adevăr și alte formațiuni sau cei din societatea civilă, când poliția abuziv alunga protestatarii din piață? Evident, cum a reacționat poliția de data aceasta nu a fost modul cel mai gândit politic, să zicem, și cel mai profesionist, pentru că până la urmă trebuie găsit un echilibru între faptul cum menținem și asigurăm ordinea publică și securitatea națională, pe de altă parte trebuie de asemenea respectat dreptul de întrunire a oamenilor. Faptul că acești oameni au ieșit în stradă, trebuie să înțelegem și partea lor. Deci oamenii sunt necăjiți. Faptul că ei s-au și vândut pentru acei 400 de lei, cum au acceptat și au admis mulți dintre ei, arată în ce situație gravă se află Republica Moldova. Dar mai poate fi numit ăsta protest dacă oamenii au ieșit acolo fiind plătiți de cineva care a furat din bugetul de stat al Republicii Moldova sume enorme de bani? Faptul că ei au fost folosiți este un alt lucru, dar faptul că oamenii sunt nemulțumiți și simt nevoie de a ieși la protest, pentru că nu toți au fost plătiți. Au venit și oameni care au ajuns la limita sărăciei și au ajuns la limita nevoilor și atunci
au ieșit să protesteze. Deci este un abuz al poliției, respectiv al actualei guvernări. Deci cum am văzut, cum a reacționat și societatea civilă, și aici avem Promolex, de asemenea am văzut și reacția avocatul poporului, care a spus că aici se începe și dau dreptate în acest sens, ar trebui să începem să ne îngrijorăm în ce privește cum evoluează democrația în Republica Moldova, pentru cum ați spus foarte bine, această acțiune ne aduce aminte de unele momente din trecut ale Republicii Moldova, când oamenii ieșeau la proteste și erau tratați la fel. Deci s-a rezolvat problema, dar nu s-a rezolvat esența. Deci trebuie să rezolvăm de unde vin. Deci nu, soluția pentru aceste proteste nu este să-i alungi pe acești oameni care sunt necăjiți și oameni care sunt folosiți de către pușor. Ce trebuie să se facă? Să meargă la esență. De unde vin acești bani? De ce nu s-a închis robinetul acestor bani care vin din străinătate? Deci cum s-a susținut financiar aceste proteste? Haideți să vedem și domnul Țicu ce spune. Știu că dumneavoastră ați participat atunci când au fost protestele veritabile despre care se vorbește acum foarte mult în ultima perioadă. Cât de mult putem face o comparație cu ceea ce a fost atunci, domnule Țicu, și ceea ce s-a întâmplat zilele astea în centrul capitalei? Nici o paralelă. Atunci eram de o parte a baricadei, acum suntem de altă parte a baricadei. Sigur că metodele îngrijorează. Eu cred că guvernarea a ales calea cea mai ușoară, din punctul meu de vedere. Despre asta o să vorbim, sigur, pe parcursul emisiunii. Calea cea mai brațul de fier, așa aș spune, a legii, urma ca Șor să fie condamnat, ca și Marina Tauber, în dosarele de rezonanță, la fel ca și întreaga fracțiune. Partidul scos în afara legii, și cu asta s-ar fi încheiat toate protestele. Aceste proteste nu au niciun substrat de susținere cu acel val din începând cu 2015, absolut formidabil. Și vă spun că eu am fost din protestul din 15 ianuarie a platformei 2015 până în momentul final în care am fost asaltați de poliție în 26-27 august. Deci sunt ceva ani în care, 2016, pardon, deci sunt ceva ani în care am stat pe baricade. Nu-i plăcut atunci când vezi în față dragonii ăștia că vin știau de cu asalt, am fost în ipostaza asta, dar nu trebuie să ne scape din vedere două elemente importante. Primul element este că noi atunci am avut un regim oligarhic și acest regim oligarhic continuă să existe sub anumite forme. Și masa protestatară era absolut spectaculoasă. Aceste întâlniri care le-am făcut eu personal, fiind responsabil cu organizarea în Călăraș la Ungheni, deci oamenii ieșau din case, în caloși, în șlapi, și cum îi apuca, deci să ne susțină pe străzile orașului. Și ambasadele erau de partea noastră, deci toată lumea înțelegea contextul în care ne aflăm. Iar al doilea element, și mai important, care nu rezistă niciunei comparații, este războiul. Noi trebuie să avem în vedere situația excepțională în care ne aflăm și pericolul la care ne expunem menținând din exterior pe filieră rusească asemenea manifestări de protest și de putinism în interiorul Republicii Moldova, pentru că aceste două componente sunt concrescute și noi nu putem risca din punctul ăsta de vedere. Sigur, putem să ne lamentăm asupra felul cum a acționat poliția și, evident, organizațiile s-au sesizat. Noi tindem spre o democrație ideală în condițiile în care avem un stat anormal și absolut lipsit de tradiții democrației, dar, dragii mei, sunt elemente foarte importante care noi trebuie să le înțelegem. Și societatea noastră, din punctul meu de vedere, a înțeles acest act al guvernării și în mare parte l-a susținut, pentru că mulți își doreau în sfârșit să avem o stabilitate. Ce va urma mai departe, urmează să vedem, pentru că acțiunile de viitor a guvernării vor fi strict monitorizate deja pe filiera de justiție, pentru că aici vor fi marile bătălii care urmează să fie. Ele și sunt de când a venit această guvernare. Vreau să discutăm inclusiv despre susținerea acestor proteste, pentru că este un partid care s-a alăturat protestelor. Este vorba despre Pace și liderul acestei formațiuni, domnul Cavcaliuc. Dar
ca să fie mai clar, inclusiv pentru telespectatori, noi am invitat reprezentanții Partidului Șor aici în platou, au refuzat să vină, respectiv discutăm cu invitații care au dat curs invitației noastre. Eu aș spune că ei sunt din aceeași componentă. Deci aici să nu ne creăm iluzii. Cavcaliuc, Plahotniuc, Șor, Dodon, deci este foarte clar, comuniștii și socialiștii susțin cu oameni și cu tot ce pot. Evident că încearcă din toate puterile să se delimiteze din punctul meu de vedere, dar la momentul asaltului lucrurile nu poți într-o condiție de război să menții în fața instituțiilor statului, deci niște corturi și oameni care nu știi ce au acolo și ce se întâmplă și care în orice moment îți pot crea un pericol. Totuși suntem, deci în imediata vecinătate a războiului și noi știm foarte clar deci cum acționează serviciile și cum acționează oamenii atunci când sunt puse în joc mize atât de mari, cum este cursul geopolitic al Republicii Moldova. Dar haideți să analizăm, imediat, doamna Adam, continuați gândul ăsta, Promolex, o asociație care se bucură de încrederea cetățenilor în Republica Moldova, condamnă ridicarea corturilor protestatarilor și a spus că aceasta este o măsură disproporționată și abuzivă. Eu aș vrea mai întâi de toate să constat că avem deja la această masă două păreri contradictorii, dar una a spus doamna Stanțieru, alta afirmă domnul Țicu, ori că trebuia respectat pe nu știu ce, domnul Țicu din contră zice că s-a procedat corect în condițiile de criză în care suntem regional, cu un război la hotar în care suntem. Eu vreau doar să menționez că guvernarea a încercat să mențină în limitele legalității situația, ori chiar dacă este situație de urgență, nu li s-a îngrădit dreptul cetățenilor de a protesta, iar în momentul în care forțele de ordine au depistat pericole evidente, da, pentru securitatea cetățenilor, au recurs la această măsură. Și îmi amintesc de o postare, nu îmi amintesc cine anume, a făcut o postare pe Facebook când a zis că dintre protestatari care au avut un comportament absolut agresiv, au agresat în stradă copiii care veneau de la Spirul Haret, fetele, domnișoare de 14-15 ani. Și atunci ne gândim unde este limita acestor. Dar de ce dacă au stat este oare atunci acești oameni ne acolo? Gândim de ce acum s-au luat măsuri din stat? Păi tocmai de aceea, vedeți cum este, cum se dezbate acest subiect societatea, da? Unii zic că este trebuie să respectăm dreptul cetățenilor la protest, alții zic că din contra, în situația de urgență nu e cazul și haideți să privim un pic mai larg. Dacă aș trece de partea celor care au protestat, aș spune că sunt tot felul de cetățeni. Cei care organizează protestele nu pot controla fiecare cetățean ce are în minte. Bine, și e rolul poliției să asigure buna desfășurare a acestor proteste. Plus mai este o opinie care a fost destul de des discutată și menționată pe rețelele de socializare, că ar fi trebuit ridicate corturile de pe carosabil pentru ca traficul și cetățenii să poată circula cu automobilele, dar corturile care erau pe trotuar să rămână acolo, păi pentru așa ca să fie asigurat dreptul la protest. Exact, așa s-a procedat în prima săptămână de care ziceam și ulterior probabil că au fost identificate mai multe încălcări grave care puneau în pericol securitatea cetățenilor și de aceea s-a recurs la aceasta. Deci nu vreau aici nici să dau dreptate sau nu părerilor diferite, doar vreau să privim mai larg lucrurile și într-un context mai larg. Haideți să vedem de fapt cu ce ne confruntăm. Sunt oare proteste autentice sau sunt pseudoproteste? De ce protestează acești oameni care sunt aduși, așa cum s-a menționat deja, pe bani? Da? Am văzut cu toții și toată țara a urmărit săptămâni la rând șiruri de transport, da? Șiruri de autocare care aduc organizat acești oameni la proteste și în același timp punând în sau pereclitând buna organizare a circulației transportului în Republică, pentru că foarte mulți cetățeni au fost lipsiți de dreptul de a circula liber în aceste zile.
Au venit foarte multe plângeri în acest sens, că uite, autocarul de rută nu a venit pentru că s-a dus să ducă, li se plăteau foarte mult și respectiv ei mergeau să transporte protestatarii la protest. Noi am și văzut protestatarii cu pancarte, doamna Adam, care spuneau că s-au majorat prețurile, că s-a scumpit gazul, că vine o iarnă grea. Și am văzut promisiunile lui Ilan Șor de pe acel ecran, care sună bine. Pentru unii fantastic, pentru cei care protestau acolo, ca opțiuni reale de îmbunătățire a vieții lor aici în Republica Moldova. Și vreau să auzim ambele părți. Păi, cred că doamna Adam nu prea a intrat în esență la ce am spus eu. Ce s-a făcut cu mutarea corturilor sau cu dezmembrarea corturilor a fost o chestie de suprafață. Trebuia să se facă măsuri să ia înainte. Nu să ia și să îi mute pe sărmanii oameni care sunt veniți de sat, care au înghețat acolo zile la rând. Nu, eu știu că oamenii ăștia unii înghețau acolo pentru bani. Corect. Dar unde au înghețat acolo? Pentru că, gândiți-vă, dacă au venit pentru 400 de lei, deci la ce situație suntem noi acum? Dacă a venit omul și a vândut sufletul și a stat acolo în corturi. Deci eu ce am menționat și vreau să înțelegeți foarte clar, noi condamnăm organizatorii protestelor. Și faptul că nu s-a luat nicio măsură în acest sens. Deci și colegul meu și Dinu Plângău și Liviu Vov de atâta timp discută despre scoaterea partidului Șor în afara legii. Deci inițiativa poate să vină din partea președintei Republicii Moldova, din partea președintelui Parlamentului și poate această reiterare s-a făcut în 2021 ca de către Dinu Plângău, o cerere ca partidul Șor să fie scos în afara legii. Nu s-a făcut nimic atunci. Despre asta și domnul Țicu vorbește. Exact. Deci nu s-a făcut nimic atunci. Asta era o măsură care putea fi luată și asta se bazează pe faptul că s-au produs anumite încălcări în ce privește sponsorizarea unor evenimente organizate în timpul campaniei și atunci aici avem exemple din alegerile de la primăria de la Chișinău, de la Hâncești au fost exemple. Deci lansarea campaniei electorale și exact. Și așa mai departe. Doi, ce putea să facă pasul și nu a făcut niciun, sau cel puțin nu ne-a arătat până acum, sper totuși să facă ceva, a fost că nu au fost identificate de unde vin acele surse și nu au fost stopate, acele surse de bani. Că dacă aceste surse de bani ar fi stopate, care vin și plătesc și același transport și aceeași mâncare pentru protestatari și cei 400 de lei, ei nu ar mai fi susținuți. Deci nu s-a făcut nimic în identificarea acestor surse care acum finanțează protestatari, dar nu știm ce o să finanțeze mâine. Haideți să vedem. Doamna Adam, de ce pasul nu interzice prin lege partidul Șor? Pentru că au fost comise atât de multe încălcări. Am văzut și ce s-a întâmplat la Bălți. Acea situație care putea respectiv fi prevenită dacă această formațiune n-ar fi avut dreptul să candideze sau să-și înainteze candidat. Eu aici aș vrea să vă întreb altceva. Care ar fi părerea organizațiilor non-guvernamentale, Promolex sau altele, în raport cu asta, reacțiunea pasului, cum pretindeți dumneavoastră? Cum pretindeți dumneavoastră, de ce pasul nu ar scoate în afara legii? Noi am mai discutat despre acest subiect și am spus foarte clar că ce urmărim de fapt? Să scoatem un partid în afara legii și să rămână oamenii care se fac vinovați de fapt de aceste încălcări nepedepsiți sau din contra? Să căutăm argumentele, să documentăm aceste fapte ca să putem veni în judecată cu un dosar foarte solid ca ei să nu mai poată ulterior să scape de justiție. Doamna, deci aici este problema, pentru că mai avem o situație, doar îmi permiteți, vă rog. Cât așteptăm ca să fie Șor adus înapoi în țară? Îmi permiteți, vă rog. Deci asta nu depinde de noi în calitate de deputați, dar depinde de instituțiile justiției. Și noi, public, asta întrebăm judecătorii. De ce se tergiversează dosarul lui Șor? Și noi știm foarte bine cum a fost și cât timp a fost construit acest sistem în Republica Moldova. De ce nu se face, se apelează la Interpol? Noapte, de ce nu se colaborează cu autoritățile din Israel ca acest individ să fie extradat? Ceea ce am făcut noi, am adoptat
un pachet de legi care permite ulterior să se confiște averea, da? Să fie averea, confiscarea extinsă a averii, să fie o, judecată în absența persoanei. Sunt pași care vin tocmai să aducă la acest rezultat despre care ziceți dumneavoastră, dar nu putem așa pur și simplu să scoatem în afara legii, ori asta ar fi o carte. Dar vorbea despre asta atunci, până a venit la guvernare. Domnule, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Spuneți-mi, vă rog, retorica s-a schimbat odată venit la guvernare. Nu este corect. Deci trebuie să fim consecvenți și trebuie să facem lucrurile așa încât ele să nu mai fie reversibile, ele să fie ireversibile, în sensul în care cei vinovați să ajungă în justiție și să-și spășească pedeapsa, dar nu să fie scutiți de justiție. Deci scoaterea partidului Șor în afara legii, doamna Damânț, le corect, nu este o soluție. La moment eu cred că nu este. De ce? Pentru că Șor va folosi argumentul acesta pentru a cere, nu știu, a se declara condamnat politic în Republica Moldova. Și atunci cine ți-l extradează? Spuneți-mi, vă rog. Domnule, deci noi urmărim un scop final. Cum vedeți realizarea acestui, sau... nu știu, astea scuze legate de anumite lucruri pe care noi nici nu le înțelegem, în esență. Și eu am să vă spun că noi suntem, de fapt, o țară a jumătăților de măsură și orice guvernare, de fapt, adoptă jumătăți de măsură când vine la putere. Dacă noi ne-am fi ghidat de angajamentul pe care l-am asumat în februarie 2019 și am fi procedat la dezoligarhizare în baza declarației care a fost adoptată, ne-am fi desolidarizat de socialiști în toamna anului 2019, blocul acum atunci ar fi câștigat alegerile indiferent pe ce sistem cu quasi majoritate. Și asta ar fi însemnat ruptură. S-a mers pe jumătate de măsură, ceea ce a dus la pierderea Chișinăului și la debarcarea guvernului Maia Sandu. Aceste jumătăți de măsură vor fi penalizate și în cazul pasului la ora actuală. Eu vreau să vă aduc aminte un moment foarte important, când Stoianoglu a venit în Parlament și a spus câteva lucruri tranșante. Deci el a spus că este un regim, deci oligarhic, o grupare criminală care este asociată unui grup, deci unei organizații criminale. Așa a fost numit Șor. Așa. În baza acestei chestiuni, s-au lucrat și în comisiile privind furtul miliardului și în alte, și în aeroport și în alte chestiuni, deci în care probele au fost așezate cap-coadă. Atunci am propus în Parlament scoaterea partidului Șor în afara legii. Și am mers împreună cu Dinu, într-adevăr, la Curtea Constituțională și am depus scoaterea acestui partid în afara legii. Chestiunea, într-adevăr, ține de funcționalitatea sistemului de justiție, dar atunci când lucrurile se dorește, anumite chestiuni pot merge, cum ar fi, de exemplu, debarcarea lui Stoianoglu, care s-a făcut iarăși cu o jumătate de măsură, în care guvernarea a îndrăznit, după care s-a oprit. Anumite chestiuni se opresc, anumite chestiuni merg, dar problema în fond rămâne. Eu o să vă rog să vă păstrați gândul, noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și continuăm discuția la acest subiect. Rămâneți alături de noi. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu Șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente.
noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă o interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariu de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l trebuie să-l încalți pe al frate-o, dar pentru a-i mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Sește, grindină, lucrător nus, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă.
Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți, nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l treslingal spel frațo, de pentru a mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Săște, grindină, lucrător nus, n-ai unde... Am revenit în platou, continuăm discuția. Vreau să fac trimitere și la declarația ombudsmanului, care a spus, este vorba despre Ceslav Panicom, că despre ridicarea corturilor la protestul de duminică, că acțiunile poliției nu au justificare obiectivă și rezonabilă. Pe de altă parte, poliția vine cu declarații că protestatarii aveau în corturi arme și produse pirotehnice, rângi metalice și tot așa mai departe. Domnule Țicu, cumva am niște declarații care se bat cap în cap. Înțeleg corectitudinea pe care trebuie să o adopte și organizațiile neguvernamentale și ombudsmanul. De altă parte avem poliția cu foto, video, le-ați văzut cu siguranță post-protest. Noi trebuie să avem în vedere complexitatea situației. Eu cred că organizațiile non-guvernamentale, ombudsmanul inclusiv, s-a pronunțat stricto modo la felul cum a acționat poliția în momentul ăsta concret. Noi trebuie să luăm în vedere tot spectrul de probleme care s-au generat în jurul protestului. În primul rând, din 2016, acțiunea frauduloasă, ilegală, a partidului Șor, prin numărate acțiuni care au fost până la adunate și care au fost clar expuse și inclusiv în cadrul Parlamentului și în deciziile instanțelor de judecată pe unii dintre ei. Că apropo, ridicarea imunităților anumitor deputați se face prin, la cererea procurorului general, care o face în baza unor chestiuni foarte bine documentate. Din punctul ăsta de vedere, atâta timp cât noi avem acest partid care are acțiuni din punctul ăsta de vedere și felul cum au fost construite aceste mase protestatare, pentru că mai problematic nu mi se pare chestia asta, sau mai dramatică, nu mi se pare chestia felul cum a acționat poliția și cum guvernarea în cazul acestor protestatari. Mai dramatic mi se pare felul cum Partidul Șor și alții acoliții ai Partidului Șor încearcă să instrumentalizeze situația dificilă în care se află Republica Moldova pentru a-și face capital politic. Pentru că din punct de vedere politic crește ratingul și prestigiul Partidului Șor, pe de altă parte se creează o posibilă situație de destabilizare. Eu pot să vă spun ce înseamnă de fapt revenirea Partidului Șor și a Partidului Comuniștilor Socialiștilor la guvernare. Ce ar însemna? Asta ar însemna 16 decembrie 2021, în care timp de o oră în care ei s-au baricadat, deci au adoptat vreo 20 de legi în care limba rusă, statut de limbă oficială, găgăuzii, maică, independență și multe alte chestii pe care și-au dorit să le votez. Și apropo, în perioada aceea, Partidul Șor era la guvernare. Era la guvernare și ar fi putut să rezolve problemele. Cu ce s-a ocupat Partidul Șor? S-a ocupat cu mușamalizarea afacerilor pe care le făceau. Și care până la ora actuală... Amintesc și dumneavoastră, dar și telespectatorilor, că noi am invitat un reprezentant al Partidului Șor și, din păcate, nu a venit nimeni, au refuzat invitația. Să sperăm că la emisiunile următoare... Ca să închei, până la ora actuală, deci până la ora actuală poate fi
foarte bine documentat. Eu mi-aduc aminte, în calitate de deputat și președinte de partid, am făcut nenumărate interpelări în legătură cu magazinele sociale și cu alte activități pe care fundația le desfășura, inclusiv proiect de lege cu interzicerea fundațiilor care funcționează până la ora actuală. Pentru că există o incompatibilitate. De ce guvernarea tergiversează lucrul ăsta? Pentru că reforma justiției este una din prioritățile campaniei electorale și unul din instrumentele pe care Ministerul Justiției le poate controla prin reformarea Consiliului Suprem al Magistraturii și altor instituții unde Ministerul Justiției poate interveni. Curtea de apel de la Cahul, care a anulat de 345 de ori în fiecare zi, în fiecare din an, deciziile. Deci fiecare din magistrații care au luat deciziile respective trebuie trași la răspundere. Să-i explice de ce lucrurile astea s-au întâmplat și de ce până la ora actuală nu avem verdictul definitiv. Și se întâmplă în continuare, inclusiv cu această Marina guvernare. Tauber. Marina Tauber s-a ridicat imunitatea de două ori în Parlament. Eu personal am ridicat mâna în sus o dată sau de două ori, nu mai aduc aminte, pentru lucrul ăsta. Jardan, Ulanov, Regina Apostolova. Deci dacă au existat probe în baza căra noi am ridicat mâna în sus ca deputați și alt deputați o fac, lucrul ăsta să fie dus până la cap. Doamna Adam, eu vreau să spuneți, iată, când există probe, când există materiale jurnalistice, când există tot felul de rapoarte, constatări ale comisiilor parlamentare, am avut și declarații ale procurorului general care a venit cu probe. De ce nu se face trimitere la aceste informații ca partidul respectiv, nu știu, să fie cercetat sau cel puțin dacă nu se dorește scoaterea în afara legii? Văzut, de fapt, mai multe, așa cum a zis și domnul Țicu, mai multe acțiuni care au fost în timp cu scoaterea imunității anumitor deputați și probabil că aici instituțiile trebuie să meargă până la capăt și să dea o finalitate acestor anchete. Dar, cu regret, sistemul construit de 30 de ani al justiției, un sistem corupt, și astăzi încă mai sabotează procesele. Probabil. Ori vedem că procesul de judecată al ușor așa și este tergiversat și nu avem o finalitate pe acest proces. Astăzi vedem decizii contradictorii, aș zice eu, în raport cu Marina Tauber. Păi, și a fost eliberată sub control judiciar și am văzut declarația ministrului justiției, domnul Litvinenko, care se arată nedumerit, surprins, șocat și pe de altă parte cumva se înțelege neputincios. Cum funcționează asta? Sistemul judecătoresc și judecătorii sunt cei care trebuie să ia decizii pe cazurile pe care le duc. Ceea ce a făcut guvernarea a fost să adopte acest pachet de legi prin care să inițiem și să avansăm pe reforma justiției. Și am urmărit cu toții această evaluare externă, da, sau prevetting-ul, cu privire la autoritățile din domeniul justiției și respectiv așteptăm acum acțiuni foarte coerente și clare din partea Consiliului Suprem al Magistraturii, care probabil, așa cum zice și domnul Țicu, ar trebui să analizeze de ce manieră activează sau acționează anumiți judecători care, uite, pun piedici și tergiversează aceste procese care sunt foarte importante pentru întreaga societate. Doamna Stanția. Și finalitatea în ele este așteptată de toți cetățenii Republicii. Care ar fi raționamentul din partea guvernării să nu insiste pe scoaterea în afara legii a partidului Șor? Dacă există un asemenea raționament, pentru că avem unele declarații, inclusiv din partea analiștilor politici, că este la mâna PAS-ului sau un avantajul PAS-ului ca să protesteze anume partidul Șor, care este un partid discreditat, care nu se bucură de încrederea și susținerea cetățenilor, respectiv PAS-ul nu este pus în pericol. Platforma de-a condamnat de la început protestele, adică cei care stau în spatele protestelor, nu oamenii, să fie foarte clar. Ceea ce este interesant de observat și mă îngrijorează foarte mult faptul cum au capitalizat politic partidul Șor prin aceste proteste și prin acțiunile lor. Și mă gândesc, ei au crescut atât de mult în sondaje, okay, în ultimul timp, deci curând o să ajungă PAS-ul. Și mă gândesc care ar fi interesul PAS-ului. Practic, prin
acceptarea sau pentru permiterea, că ce s-a făcut acum s-a făcut destul de târziu, că s-au dus corturile, adică tot ce s-a creat în jurul partidului Șor, asta se întâmplă de foarte mult timp și cumva s-a închis ochii din partea guvernării. Dar pentru că s-a ajuns la momentul acesta, ce pot să vă spun? S-a tăiat orice inițiativă de protest din partea opoziției adevărate. Deci, și ăsta e în avantajul actualei guvernări. Exact, pentru că pe plan extern, nimeni nu ia Șor în serios, da? Deci pe plan extern partenerii spun sunt cei care destabilizează politic, nu este un protest real, este un pseudoprotest și atunci nu trebuie să ne facem griji că guvernarea poate nu merge într-o direcție corectă. Pe plan intern, la fel. Deci, nimeni nu s-a asociat, în afară de Gavcăliu, care nu consider că este un partid și oricum s-a făcut de la același aluat. Nici măcar stânga nu s-a asociat oficial și nu a ieșit la protest. Deci, ei, practic, au omorât orice inițiativă de protest adevărat care ar putea exista în Republica Moldova. Și motive de protest sunt. Că nu este momentul și inclusiv platforma a hotărât să nu iasă la protest, pentru că, într-adevăr, situația acum nu este este necesar ca să destabilizăm, pentru că, într-adevăr, avem un război la graniță, avem problema gazelor și așa mai departe. Dar ei, practic, lăsând ca Șor să protesteze, cumva este și convenabil în imaginea pasului, pentru că nu este un protest credibil, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Da, în principiu, curioasă explicație. Domnule Țicu, analizând în profunzime ce urmează pentru Republica Moldova, proteste veritabile sau la ce ar trebui să ne așteptăm? Care este interesul până la urmă? Deci aceste proteste vin din partea Federației Ruse, reprezintă interesele Rusiei în Republica Moldova. Republica Moldova este o țintă pentru ruși în această perioadă când sunt în plin război cu Ucraina, dacă să vorbim la nivel geopolitic. Diferența între o democrație veritabilă și una de fațadă o fac două lucruri. Primul lucru sunt tradițiile democratice, care la noi absentează. Și al doilea lucru este cultura politică. Iar cultura politică e o parte integrantă a culturii generale, doar că are o componentă politică explicită. Cu regret, datorită situației care s-a creat de 30 de ani, și aici nu poți reproșa guvernării prea mult. În 30 de ani, deci cultura noastră politică a fost întreținută de diferite interese care s-au menținut la putere după un ciclu electoral sau altul, având în vedere doar preluarea instituțiilor statului pentru propria îmbogățire sau printr-o reprezentare a intereselor Federației Ruse. Deci astfel s-a creat cultura politică a cetățeanului Republicii Moldova este extrem de scăzută. Pentru că dacă ar fi fost o cultură politică adecvată, oamenii ar fi înțeles situația excepțională în care ne aflăm. Iar situația în care noi ne aflăm este una extrem de periculoasă și pasibilă de a răsturna nu doar guvernarea pro-europeană, dar în general să ne pomenim sub o ocupație rusească. Deci asta este pericolul pe care îl avem. Clar că situația în Ucraina, dintr-un anumit punct de vedere, încurajează, dar ultimele declarații a guvernării și pregătirile pentru înarmare ne arată o anumită îngrijorare a guvernării față de lucrurile care se întâmplă în exterior. Prin urmare, la ora actuală, și sunt de acord cu colega mea de la platformă, deci noi am fi avut o grămadă de motive de a protesta. Eu personal am protestat în fața Parlamentului atunci când verișoarele și cumătrii Maia Sandu au început să ajungă în guvernare și să controleze guvernul Republicii Moldova de la etajul 5 sau 6 sau 4, nu știu cât mai este acolo. Și am făcut-o din numărate ori. Deci motive sunt. Dar este greu în condițiile actuale să faci opoziție și guvernare pro-europeană când ai o asemenea situație. Și atunci, desigur, Partidul Șor nu este conștient de asta. Nu știu, nu sunt de acord că aceste guvernări ar fi în folosul partidului PASC. Deci eu nu cred că guvernării PASC îi priește o astfel de formă de protest. Nimănui nu ne priește o asemenea formă în care, gândiți-vă doar la ipocrizia situației în care cântecele lui Ion și Doina Aldea Teodorovici sunt cântate de către acești bandiți care, deci, controlează emoția populară și dificultățile în care se află,
cetățeanul Republicii Moldova pentru anumite beneficii politice și pentru destabilizarea în general a unui vector care a fost votat de majoritatea cetățeanului Republicii Moldova și susținut de majoritatea partidelor de opoziție. Marele pericol când platforma sau unioniștii vor ieși în piață, deci acuzând guvernarea de faptul că nu se ține de agenda pe care a propus-o cetățeanul Republicii Moldova în alegerile parlamentare și pentru care deci au fost votați. În primul rând, lupta cu corupția, aceea care a fost enunțată și finalitățile căreia nu se văd nicăieri. Dar nu s-a schimbat totul odată cu acest război început în Ucraina și evident, odată cu criza gazelor? Prioritățile cumva s-au schimbat radical, domnule? Sigur, și ele parțial depind și de guvernare, pentru că de felul cum s-a negociat contractul la gaz sunt responsabili. Parțial sunt o moștenire a celor 30 de ani în care s-a creat această sclavie energetică față de Rusia. Dar ea poate fi curmată. Acum este un moment important care guvernarea trebuie să-și asume cu toată determinarea și curajul această ruptură de dependență energetică rusească. Acum e momentul. Ce-aș vrea eu să spun, problema în aceste proteste nu era traficul pe Ștefan cel Mare, dacă ne uităm. Problema este că acest partid crește în popularitate și, cum a menționat și domnul Țăcu, este foarte periculos pentru Republica Moldova și pentru parcursul ei european. Deci revenim la 2015. Deci responsabilitatea PAS nu este doar pentru ordinea publică, pentru câteva cuțite care au fost găsite. Deci, cum v-am spus, acestea sunt niște acțiuni de suprafață și un fel de praf în ochi. Cei ce trebuie să facă să se vadă de ce crește acest partid, de ce s-a lăsat ca să crească acest partid atât de mult și cum capitalizează ei politic pe nevoile populației. Deci pe mine asta mă îngrijorează și asta ar trebui să fie îngrijorarea PAS-ului. Nu că trece cineva noaptea pe acolo și s-ar putea un protestatar să atace. Astea sunt chestii minore. Pe mine ce mai deranjează. Viața unui cetățean e pus în pericol, este o chestie. Nu, este foarte important, categoric, dar astea sunt cazuri izolate. Dar noi vorbim aici despre viitorul Republicii Moldova. Faptul că a stat cineva în trafic jumătate de oră mai mult, că a întârziat la lucru, este grav. Ați văzut comunicatul poliției care spune că există informații că urmau să aibă loc destabilizări. Deci da, ceea ce e mult mai grav decât ceea ce am avut zilele astea. Dacă se poate, îmi pare rău că speculați pe această situație, pentru că nu aceasta am avut nici eu în vedere atunci când am adus doar argumente de ce poliția a acționat într-un fel sau alt fel și consider că a acționat corect atâta timp cât nu s-au respectat niște reguli pe care și le-au asumat cei care pretind a fi protestatari. Ceea ce vreau să menționez aici, că acum că suntem într-o situație absolut diferită de orice s-a întâmplat în Republica Moldova până acum. Având acest război la hotar, trecând printr-o suprapunere de crize nemaipomenite, și aveți dreptate atunci când ziceți că ei încearcă să capitalizeze pe sărăcia și nevoile oamenilor. Dar nu aveți dreptate atunci când ziceți că nu s-au coalizat cu ei opoziția sau alții. Am văzut Partidul Comuniștilor, da? Ce fac prin portavocea lor, doamna în cauză, din Parlament. Am văzut cum susțin ei. Am văzut din umbră, de fapt, probabil, și cealaltă parte a opoziției. Dar public nu au ieșit, și cealaltă adică parte nu au ieșit la a opoziției. Vedem ce face primarul Ion Ceban, care la fel, indirect, da, din umbră, credeți declarându-se că pro-european, de fapt, susține este și încurajează. Păi, desfășurarea acestor proteste. Deci în momentul în care nu a luat nicio măsură, fiind autoritatea care le-a permis să desfășoare aceste proteste, nu a luat nicio măsură atunci când se încalcă ordinea publică, ba din contra, însuși a recurs la această blocare a traficului, mie mi se pare că e evident lucrul. Și să nu uităm că mai ieri Ion Ceban era alături de același Dodon Bătrâncea, care astăzi este la Kremlin, da, care este la Moscova. Bine, cineva ar spune că și respectiv PAS-ul la un moment dat sau blocul acum a fost alături de cei din Partidul Socialiștilor. Vreau să fac trimitere la câteva declarații ale celor de la guvernare. Dar să-mi închei gândul aici. Mai mult decât atât, acum Șor este catalizatorul tuturor, să zicem așa, sau este
cel care este pus în față, da, și în jurul căruia și-au dat mâna toți hoții care au fugari și oligari care au fugit din Republica Moldova. Am văzut declarațiile acelui aș Cavcaliuc, da. Cred că Platon din Umbră la fel susține aceste proteste, dacă nu chiar și le sponsorizează. Și ceilalți oligari, Plahotniuc, ei toți sunt acum într-o coaliție. Și-au dat mână de mână, da, frățește, și încearcă pe oamenii sărmani din Republica Moldova să-i folosească pe post de colac de salvare, da, să-și salveze, de fapt, furturile pe care le-au comis. Eu înțeleg că noi acum speculăm, doamna Adam. Nu există probe, deci organele de abilitate ar trebui să vină cu informații. Am văzut clare atitudinea celorlalți. Deci am văzut foarte clar și vedem foarte clar că s-a stabilit o grupare, o frăție, să zicem așa, o grupare pentru război și haos, da, și sărăcie în această țară. Ei nu își doresc ca cetățenii Republicii, ca Republica Moldova să prospere, să dezvolte, ca cetățenii Republicii Moldova să trăiască bine. Dar ce se întâmplă? Cum funcționează și pe evident interior? Evident că exploatează această situație organele abilitate. Trebuie jurnaliștii să se infiltreze printre protestatari și să aducă informație, text și video ca să confirme cei de la ziarul de gardă că protestatarii au primit bani, că cei care stăteau noapte aici primeau sute de euro? Ce face poliția? Ce fac forțele de ordine? Pasul... Serviciul de informații și securitate. Exact. Sunt o grămadă. Jurnaliștii trebuie să facă asta. Și vor fi pedepsiți acești oameni. Se discută despre asta în Parlament. Doamna Adam, sunt atât de multe întrebări la care nu avem răspunsuri. Eu sunt sigură că serviciile își fac munca. Probabil că instrumentele lor de investigație sunt altele decât a reporterilor, da, de investigație. Și atunci sunt de acord cu dumneavoastră că aceste investigații a reporterilor sunt de fapt o probă vie și care ar trebui luată în considerare. Și cerem și noi, în calitate de deputați public, instituțiilor responsabile să vină cu rezultate în aceste investigații cât mai repede și să ne ofere, de fapt, explicații la această situație. Dar este meseria lor. Haideți să vedem rezultatele. Noi o să fie nevoie să luăm o scurtă pauză de publicitate până a intra în cea doua oră. Dar, iată, la întrebarea dacă poliția a procedat corect cu protestatarii atunci când a demontat corturile, 94% dintre cei care au votat consideră că da. Și sunt peste 60 de persoane care au votat până la această oră. Iată, colegii din regie îmi spun că 85 de voturi sunt reprezentate prin procente. Vă îndemnăm să votați inclusiv în cea de-a doua oră. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și discutăm despre situația din justiție și când Plahotniuc, Platon, Cavcaliuc și alți cetățeni a Republicii Moldova care au fugit din țară vor reveni acasă. Rămâneți alături de noi. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cușor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră.
iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19.45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă o interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți, nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-tel treslincal pe el frațiu, de pentru aici mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Săște, grindină, lucrători nu-s, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20.00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu șoc, ce urmează să se întâmple? Pe țările cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală...
Am revenit în platou, continuăm discuția. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre protestele din centrul capitalei și demontarea corturilor protestatarilor. Iar în cele două ore vom prelua și câteva apeluri de la telespectatori. În scurt timp, colegii vor afișa un număr de telefon la care veți putea să ne telefonați în direct. Totodată vreau să fiți atenți pe ecran. Avem întrebarea de la Televoting, în care, unde în continuare puteți vota. Cum considerați dacă poliția a procedat corect cu protestatarii atunci când a demontat corturile din centrul capitalei? Transmiteți SMS cu cifra 1 pentru la 3 de 8 0 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Și la această oră avem 95, raportul la 5. Au votat aproape 100 de persoane. Puteți vota până la finalul emisiunii. Acum vorbim despre, ca să încheiem subiectul primei ore și să trecem la justiție și la faptul că cei care au motive să stea după gratii sunt eliberați sub control judiciar. Voiam să fac trimitere la declarațiile doamnei Gavrilița și domnul Grosu. Prim-ministru a spus că încercările de destabilizare sunt făcute de o grupare pentru hoție, iar domnul Grosu a spus că ei vor să destabilizeze situația pentru ca să se salveze de pușcărie. Sunt declarații generaliste. În esență, cum aceste proteste i-ar salva de pușcărie? Și dacă nu le-ar fi organizat, ar fi ajuns la pușcărie, doamna ta? Deci, folosind situația critică în care ne aflăm actualmente, ei încearcă, așa cum s-a discutat și anterior, să provoace aceste proteste în masă, dar pe niște nevoi, necesități ale oamenilor pe care noi evident că le înțelegem, dar sunt cetățenii și văd că votingul de fapt demonstrează aceasta, sunt raționali și înțeleg foarte bine că situația din regiune și războiul de la Hotare a cauzat de fapt această criză profundă în care se află Republica Moldova. Iar cei despre care vorbiți dumneavoastră și-au dat mână de mână și vor să răstoarne, să zicem, ordinea constituțională din țară, probabil fiind susținuți de forțele pro-Rusia și de Rusia nemijlocit, pentru că am văzut aceste deplasări și a reprezentanților Partidului Șor împreună cu cei de la comuniști la Kremlin anterior, o lună în urmă, dacă nu mai puțin. Deci acești reprezentanți stau în centrul capitalei și protestează, dar nu sunt luați la întrebări de organele abilitate. Ce au căutat acolo într-o țară în care este agresor și a atacat Ucraina în această perioadă? Din ce bani sunt organizate aceste proteste? Exact organele de drept trebuie probabil să-și facă misiunea și să-i întrebe. Aceasta ar trebui să se întâmple. Cert este că se încearcă această destabilizare în Republica Moldova, ori noi în calitate de guvernare, așa cum a zis și doamna prim-ministru și doamna președinte, vom face tot posibilul ca să menținem pacea și stabilitatea în Republica Moldova, mai mult decât atât, să venim în ajutorul cetățenilor în această perioadă de criză. Și ați văzut deja multiple acțiuni și mecanisme prin care vom veni să ajutăm să creștem veniturile populației vulnerabile. Vom discuta și despre compensații, dar vreau aici pentru să facem o paralelă. Timp poliția spune că existau informații că cineva încerca să destabilizeze situația în Republica Moldova și ar fi urmat provocări, Marina Tauber, una dintre liderii partidului Șor, a fost eliberată sub control judiciar. Domnule Țicu, dumneavoastră ați spus că ați ridicat mâna pentru ca să fie retrasă imunitatea parlamentară. Ce se întâmplă în aceste situații? Toți care sunt ajung pe mâna organelor abilitate stau câteva săptămâni sau câteva zile la pușcărie, după aia sunt eliberați în control, în arest la domiciliu, după aia sub control judiciar. Asta e pedeapsă? Marea problemă este că asemenea gesturi, care poate nu ar avea nimic cu guvernarea, de fapt stârnesc aceste zvonuri și întrețin ideea că guvernarea ar merge pe aceeași cale de a cumpăra și a vinde justiția și de a face sau nu justiție în funcție de câți bani se dau. Deci asta este înclinarea generală în societate atunci când au asemenea gest.
Ele ar trebui să fie improbabile și ar fi și sunt regretabile în condițiile în care avem puterea și capacitatea de a reforma justiția. Eu înțeleg care este tot mecanismul în legătură cu Marina Tauber, pentru că este același mecanism care s-a făcut și cu Igor Dodon și cu alți lideri socialiști. Există în interiorul sistemului de justiție oameni care pot fi cumpărați, șantajați și corupți. Asta e toată explicația. Prin urmare, ei iau decizii care convine acestui sistem oligarhic. Dacă ne întrebăm că sunt complici și își dau mâna unul cu altul, evident că își dau mâna unul cu altul. Interesul lor este divers. Dar interesul lor divers din punct de vedere politic are un singur raționament. Sau două raționamente. Unu, să evite pușcăria, deci să aduc Republica Moldova în același sistem în care a fost din 2016, dar poate și mai înainte, și doi, să-și păstreze schemele de corupție și de finanțare și de business pe care le-au avut până acum. Asta e simplu. Atunci apare o întrebare logică. Dacă există probe, în momentul în care este solicitată retragerea imunității parlamentare a unui deputat, ele sunt prezentate deputaților. Deputații, ceilalți colegi, ridică mâna. După aia, această persoană este, într-un final, eliberată sub control judiciar. Înseamnă că probe sunt insuficiente. Doamna Adam, cum funcționează acest sistem pentru cetățenii simpli care văd că acești oameni sunt reținuți și după aia eliberați, ei pot ieși în stradă să protesteze alături de ceilalți cetățeni care sunt plătiți cu sute de lei pentru ca să ajungă. Bine, acolo. Eu nu sunt jurist de specialitate ca să intru în detalii de procedură, dar îmi amintesc ce spunea doamna Olesia Stamati despre faptul că aceste instrumente, fie arest la domiciliu sau control judiciar, sunt niște instrumente în perioada în care omul este pus sub cercetare. Iar în momentul în care este o decizie finală a judecății, doar atunci el poate, în funcție de decizia aceasta a judecății, el este pus în arest sau nu este pus în arest. Deci este o procedură judiciară aici care probabil că ei jonglează. Da, noi, în calitate de cetățeni ai acestei țări, care vrem cât mai repede să se îndeplinească actul justiției și cel care a furat să stea, să răspundă pentru faptele sale, ne dorim cât mai repede să fie închisă și respectiv să-și spășească pedeapsa. Or, avem o procedură de judecată care prevede anumite reguli. Și înțeleg că aici se jonglează, iată, pe aceste forme mai puțin radicale, mai drastice de penalizare a celor care este sub anchetă. Doamna Stansiero, iată aceste argumentări. Eu am o întrebare, ca și cetățean, nu ca și vicepreședinte a platformei, dar ce mă aștept eu de la guvernare să se facă în legătură în pașii următori în legătură cu partidul Șor. Pentru că pe mine, ca un cetățean pro-european care visează și face tot posibilul și muncește pentru parcursul european a Republicii Moldova, este foarte îngrijorător să văd ca și o formațiune, ca și partidul Șor, care crește în sondaje, care preia controlul și vreau de asta, vreau să văd ce se face ca să nu revenim la 2015. Dar însă cum vă doriți? Ca guvernarea să acționeze? Sau totuși este rolul justiției să intervină în acest proces? Păi eu vreau să aud de la doamna Adam, care este la guvernare, este în Parlament, să ne spună care este soluția pasului în acest după asta discutăm și despre normele juridice, așa am înțeles corect. Exact, și aici vreau să vă zic că înțeleg că vă contraziceți, pentru că în momentul în care ziceți că poliția, când a ridicat corturile, a încălcat legea și a făcut un act de injustiție, ne cereți acum nouă, în calitate de parlamentari, să intrăm peste justiție și să facem actul justiției sau cum? Ori înțelegem că judecătoria sau justiția este o putere independentă, guvernare, care deține toate pârghiile în stat. Noi am mers pe reforma dumneavoastră justiției. Ca să avem să continuăm parcursul european și ca astfel de partide, ca partidul Șor, să nu preia controlul în stat. Este o întrebare destul de simplă. Deci eu vă răspund cu... Și nu dați vina doar pe justiție. Eu cred că sunt măsuri pe multe alte justiții. Eu vreau să revenim și la justiție. Asta e alt subiect. Ce am făcut în acest an de guvernare pe partea de asigurare a unei justiții corecte? În primul rând, ne-am propus în campanie și asta am reușit să facem pentru moment, să pornim reforma justiției adoptând un pachet de legi care să permită o reformă autentică și profundă în sistem. Am adoptat, așa cum am zis și anterior,
și legea aceasta pentru confiscarea extinsă a averilor. Am adoptat legea, așa cum a zis și domnul Galben anterior, așa încât inculpatul să poată fi condamnat în absența lui, pentru că de aceea se tergiversează atât de mult. A plecat și nu se poate lua o decizie finală în judecată pentru că nu este prezent. Și nu se poate confisca averia pentru că el nu este prezent și nu ai cui o pretinde. Deci noi am făcut acești pași în cadrul legal care să permită ulterior justiției sau reprezentanților justiției, da, să aplice legea și să aducă la finalitate aceste dosare, dosare de rezonanță. E suficient acest lucru pentru ca cei care au fugit din Republica Moldova, cum ar fi Plahotniuc, Șor, Platon, Cavcaliuc, să fie judecați, să fie pedepsiți pe merit? La ce vă referiți? Deci faptul că putem face justiție în absența lor, asta e suficient? Ei în continuare vor sta acolo unde stau, cineva își va bronza burta la mare, altcineva va sta în alte țări europene. Uitați-vă, din câte înțeleg eu, este un element de procedură în care dacă nu este un dosar finalizat, atunci țara nici nu poate depune la Interpol, la căutarea lui în Interpol. Respectiv, am avut nevoie de acest pachet de legi încât să finalizăm dosarele în lipsa inculpațiilor, da, sau să zicem celor care sunt vizați, și ulterior să putem face demersurile necesare pentru instituțiile internaționale ca să-i putem readuce în țară să-și spășească pedeapsa dacă sunt vinovați. Cât de frumos sună, deci, domnule Țicu, varianta pe care o propune guvernarea pare, nu știu, practică, cum credeți? Da, e logic, dar timpul lucrează împotriva guvernării. Asta e problema. Ce ar trebui și să aceste, fac? Aceste lucruri... Știți cum? Sistemul de justiție este o castă în sine, care are două metehne. El lucrează pentru cei de la putere și pentru sine. Deci asta e toată problema sistemului de justiție. El în sine este un stat, care își are propriile ordini, se înțeleg între ei, scumătri, judecători, procurori, avocați, își trag sforele, merg la nunți, la cumătrie. Deci între ei există, deci, o castă, așa? Această castă se orientează politic în funcție de ce simte. Unii guvernatori de la noi, cum ar fi Voronin, Plahotniuc, au călărit justiția, dar de fapt justiția prin telefon e o meteahnă a perioadei sovietice. Atunci nomenclatura comunistă, deci, scăpa, era impunitate, pentru că un telefon de sus, de la partid, îți rezolva toate dosarele. Deci tu puteai fi, spre exemplu, pentru mare dosare de corupție, doar strămutat. Nomenclatura nu se pedepsea niciodată. Meteahna asta a trecut în perioada postcomunistă, pentru că am fost guvernați de nomenclaturiști, începând cu Snegur, Sanghele și terminând cu Voronin și Lucinski. Deci această meteahna a justiției n-a fost decapitată până la ora actuală. Și sistemul de justiție este în așteptare. El vrea să vadă ce se întâmplă. Dacă se clatină barca guvernării și vin ceilalți înapoi la putere, Andronache, Plahotniuc, Șor, Dodon, ce se întâmplă cu oamenii curajoși? Ce se întâmplă cu Petru Iarmaliuc, spre exemplu, dacă vine înapoi Dodon la putere? El se gândește, omul, da, are curaj, are determinare, respect, că am pus cu el în discuție, am văzut, deci, determinarea lor. Dar dacă se întoarcă lucrurile, asta e sistemul de justiție. Când tu nu ai claritatea situației, deci ei sunt în expectativă. De aceea reforma trebuie să fie radicală, rapidă și eficientă, cu oameni care să fie penalizați pentru chestia asta și trebuie de rupt capul. Pasul a avut în campanie electorală... Ați văzut pasul, a luat totul etapizat. Deci pasul a avut în perioada campaniei electorale, eu m-am confruntat cu Maia Sandu în campanie. Am avut chestia asta, procuror european. Deci se dau două mandate de procuror interimar. Treci un an de zile, alt procuror interimar. Unii procuror european, nu-i procuror european. Ce face mai departe? Este asta clar, ar fi o soluție, ar rezolva toate problemele. Ar rezolva o problemă, pentru că de aici pornește în jos tot sistemul. Pentru că de... Sigur că orice judecător îți poate îngropa un dosar, ar tergiversa, avocații știu tertipuri, dar... Deci chestiunea jumătăților de măsură este o lecție care nu o învață. Machiavelli ne spunea că instabilitatea de jumătățile de măsură sunt instabile și periculoase, ele oricând se pot întoarce. Doar un moment, în aceste clipe avem numărul de telefon afișat pe ecran și telespectatorii ne pot telefona în direct. Deja avem un apel, domnul Vasile din Soroca. Domnule Vasile, bună seara!
Bună seara. Vă ascultăm. Vă salut. Apreciez modul de apreciere a doamnei din studio, care numai deputat nu este. Vreau să aduc atenția că este binevenit să vezi incapacitățile lui Ceban, furturile ușor, dar trebuie să pornim la idee că în 2019 la alegerile locale, cine l-a făcut pe Ceban să câștige dacă nu partidul PAS și domnul Țăcu de față, când a fost propus ca un candidat alternativ de dreapta. S-a uitat lucrul dat, dar vreau să le aduc aminte celor din studio care numai deputați nu sunt. Și să nu uite cum Șoar cu Filat făcea o înțelegere pe telefon pentru proiectele pentru Orhei. Deci pornește toată. Aveți o întrebare sau doar ați vrut să veniți cu această precizare? Precizare și întrebare. Ce căutați schinul din ochii altuia dacă nu-l vedeți pe cel propriu? Am înțeles. Mulțumim, domnule Vasile. Iată, vedeți opinia unui cetățean de la Soroca? Domnule Țicu, dumneavoastră și cu PAS l-ați adus pe... Nu, eu am invers, domnul a spus. Exact. Am fost candidat o anti-blocul acum și anticomunist. Pentru păi că complicitatea asta între blocul acum și socialiști l-a dus la câștig pe... Deci eu vreau doar să precizez un singur lucru. Atunci au fost condițiile de așa natură în care Republica Moldova nu ar fi putut scăpa de regimul lui Plahotniuc dacă nu se făcea acel pas în care blocul acum a făcut acea alianță de moment cu socialiștii. Cu referire la cine l-a adus pe Ceban la guvernare, aș aminti domnului că noi am fost atunci și am susținut candidatul comun al blocului acum pe domnul Andrei Năstase și probabil că cetățenii, nu probabil, dar așa și este, cetățenii au votat atunci așa cum au votat și poate ține de, nu știu, de prestația care a fost în campania candidatului, dacă rezultatele au fost așa cum au fost. Acum, în 2019, cred că am reușit să scăpăm țara de Plahotniuc și acum avem o altă misiune, să scăpăm țara de ceilalți oligarhi, iată, de acest Șor și ceilalți care încearcă să speculeze și să readucă acele timpuri în Republica Moldova. Ori noi vom fi fermi pe poziție, vom continua reformele în justiție așa cum le-am propus, chiar dacă ele merg mai greu, dar avem toată certitudinea că ele vor fi sigure, fără a putea fi returnate ulterior, și vom ajunge la finalitatea pe care ne-am propus-o. Ori este important să facem lucrurile coerent și corect și până la capăt. Haideți decât repede apel și ele se poate reveni la un moment dat. Mai preluăm un apel și revenim la dumneavoastră. Doamna Maria din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Eu vreau o întrebare la PAS. O venit la putere, da, cu ajutorul numai lui Năstase. Dar dacă o venit cu ajutorul lui Năstase, lasă ei măsuri care trebuiește. Nu că se îmblea alaiba să spui că o băbuță numără 2 lei de copeici să cumpere o macaroană de sup. Dar să scoată TVA-ul de la produsele alimentare, 20%, și să adauge la restorane care au scos și au pus 6%. El se gândește la restoranele lui, ori se gândește la băbuța cei care numără copeicile. Am înțeles. Doamna Maria, mulțumim foarte mult pentru întrebare. Întrebarea la PAS era. Eu nu voi intra în speculații, pentru că, cu tot respectul față de doamnă, dar probabil că nu înțelege până la capăt cum funcționează economia și cum funcționează niște lucruri. Vreau doar să menționez că guvernul a făcut
a adoptat mai multe măsuri pentru a ajuta cetățenii în această perioadă de criză și în mod special la ceea ce s-a referit, guvernul a plafonat adausurile comerciale la produsele de primă necesitate, cele mai importante produse. Ori, evident că nu putem interveni pe anumite taxe atâta timp cât ele asigură un venit la buget. Și atunci noi vrem să majorăm și pensiile, vrem să majorăm și salariile, dar dacă deturnăm această situație în economie, atunci nu avem resurse bugetare de unde să intervenim. Da, să răspunsul pierde. Este clar. Vă rog. Nu vreau să fac o clarificare la ce a zis doamna Adam, că PAS a reușit să scape de Plahotniuc. Dacă mi-aduc aminte și domnul Țăcu, cred că o să fie de acord cu mine. Nu am zis că PAS, am zis că blocul acum Republica dar Moldova a fost, de fapt, datorită platformei, da, și domnul Țăcu a fost și el pe baricade de la început, deci că a capitalizat PAS-ul pe acest subiect, a fost clar. Ce aș vrea eu să văd în continuare, cum s-a promis foarte mult în campanie, că dacă mi-aduc aminte, toți au votat, pentru că de oligarhizare, așa. Să scăpăm de oligarhi, da? Deci și lupta împotriva corupției. Dar într-un an nu prea văd foarte mulți pași în această direcție. Deci așteptăm un pic mai mult, dacă tot, ca să nu ne asumăm succesele plecării lui Plahotniuc, măcar să se arate rezultate acum, pe același Platon, același eu înțeleg șor, corect, deci PAS-ul și-a dorit ca Plahotniuc să plece la guvernare, acum PAS-ul își dorește să-l aducă pe Plahotniuc înapoi în Republica Moldova, doar că în fața justiției. Noi să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care, doamna Adam, revenim cu dumneavoastră, vă rog să vă păstrați gândul, rămâneți alături de noi. După această pauză, inclusiv vom mai prelua câteva apeluri telefonice. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis. Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu ușor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă. Netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat.
cu Dia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă îl interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l trebuie să-l încalți pe al frate-o, dar pentru ei mai mari, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu aveam. Săște, grindină, lucrători nu-s, n-ai unde vinde. Eh, bătaie de joc. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pițarele cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la... Am revenit în platou. În pauză discuțiile sunt foarte interesante. Aici, doamna Dan, vorbim despre ceea ce spun oamenii. Oamenii sunt nemulțumiți și au întrebări la adresa guvernării. Vorbim despre măsuri. Care sunt prioritățile acum pentru guvernare? Aducerea fugarilor în Republica Moldova și deferirea lor justiției sau totuși aceste compensații pe care le vedem și asigurarea cu gaze naturale pentru iarnă, apărarea care este un călcâia lui Ahile în Republica Moldova sau pot merge toate paralel? Noi am zis din start, în condițiile în care ne-am pomenit în această situație de criză regională, cu un război la hotare și cu suprapunerea crizei post-pandemice, criza energetică, iată criza cauzată, aprofundată de război, suprapunerea acestor crize a făcut din Republica Moldova o țară mult mai vulnerabilă pe toate domeniile, să zicem. Și în calitate de guvernare ne-am asumat să fim alături de cetățeni în primul rând. Să venim cu ajutoare, ajutor la contor, programul ajutor la contor prin care compensăm facturile
în perioada rece a anului, în mod special atunci cetățenii când facturile... Cetățenii ar trebui să se înregistreze pe compensații.gov.md. Da, a fost lansată această platformă, compensații.gov.md. În cazul în care, așa cum întrebați anterior, nu se înregistrează, li se va fi atribuit grupul acesta de vulnerabilitate medie și respectiv vor beneficia de o anumită compensație, spre deosebire de anul trecut, când compensațiile au fost aceleași la toți cetățenii. Acum s-a decis să se meargă pe grupurile de vulnerabilitate, pentru că cu toții suntem conștienți că sunt persoane care sunt mult mai vulnerabile și mai greu fac față situației. Cei care au venituri mai mici vor primi un suport mai mare și respectiv invers. Întrebarea pentru toți dumneavoastră de aici din platou. Ați completat formularul acolo pe acest site? Ați renunțat la compensații sau urmează să primiți? Deci în momentul în care s-a lansat site-ul a fost cu adevărat un boom, să zic așa, da, primele ori, înțeleg că la un moment dat a fost suspendat posibilitatea de a intra pe site, dar cetățenii, ceea ce este evident, cetățenii cunosc despre această măsură și sunt interesați să aplice la aceste compensații. De asta veți renunța scurt ca să... Deci în momentul în care o să funcționeze platforma, am să intru și am să deja văd care este situația. Deja funcționează, am văzut că este funcțională. Da, domnule, în sensul ca să reușească cetățenii care au mai multe nevoie de compensație. Chestia e paradoxală că eu, după venit oficial ca cercetător la Institut de Istorie, am 2000 de lei. Vreau să vă spun că cam 40% din institutele de cercetare trăiesc cu... Asta e o să aveți cel mai mare grad de vulnerabilitate. Da, sunt foarte vulnerabil. Alta e că veniturile mele nu se repu Republica Moldova. Mă refer la cărți, conferințe și cursuri pe care le predau, dar... Trebuie să le declarați, acolo este această opțiune. Evident că trebuie să declarăm. La moment n-am completat, dar sunt foarte vulnerabil. Scurt. Probabil eu nu o să apelez, o să las pentru cei care au mai multe nevoie, pentru că am norocul să lucrez în străinătate. Trebuie să intrați, să bifați, să refuzați, că altfel, dacă nu intrați acolo, veți primi gradul de vulnerabilitate. Dar o să-i rog pe părinții mei, care din pensiile lor nu le ajung nici pentru medicamente. Deci chiar o să beneficieze de un astfel de ajutor. Haideți să vedem ce zice domnul Gheorghe din Chișinău, dacă cunoaște despre platforma compensații.gov.md și dacă a solicitat suportul. Bună seara! Domnule Gheorghe, ne auziți? Da, vă aud. Bună seara! Vă rugăm, ați solicitat compensații? Încă nu. Vă ascultăm. Eu urmăresc mult discuțiile care se fac, nu numai la postul acesta de televiziune, și văd aici că sunt persoane din eșalonul de sus. Și iată, mai mulți, o grupă suntem care ne frământă așa o întrebare arzătoare. De ce 100 de oameni care sunt în Parlament nu pot lua măsuri cu un criminal de stat a 101-lea, care el a devenit deputat, care a fost judecat de prima instanță 7 ani jumătate și a participat la furtul miliardului? Și el 2 ani, uitați-vă, concerte face în fața parlamentarilor și în fața președinției. Oarecum, cu o persoană de asta nu se poate, cum spune, în afara legii partidului ăsta, trebuie măturat acolo la Țânțăreni. De ce nu se iau măsuri? Am înțeles, domnule Gheorghe, mulțumim pentru această întrebare. Înțeleg că tot pentru doamna Adam adresat. Sunteți popular în seara asta. Am vorbit toată seara probabil despre, și îmi pare rău că am consumat această emisiune vorbind despre Fugarușol și nu despre cum ar putea cetățenii să beneficieze de compensațiile pe care le oferă guvernul și de ajutoarele cu care vine guvernul pentru cetățenii în această perioadă complicată. Dar dacă tot a fost pusă întrebarea, am explicat deja că nu deputații sunt responsabili de actul justiției în Republica Moldova. Noi, în calitate de parlamentari, am luat măsurile necesare pentru a adopta pachetul de legi de reformare a justiției. Mai departe, este nemijlocit misiunea organelor de justiție să atragă la răspundere persoanele vinovate. Deci este prezumția nevinovăției și probabil pe aceasta se pedalează atâta timp cât nu este o decizie finală a judecății. Iar de ce judecătorii
tergiversează acest proces este o altă problemă și despre aceasta ar trebui să ne răspundă autoritățile în domeniul justiției. Avem Curtea Supremă, Consiliul Superior al Magistraturii, da, și alte organe care trebuie să vină să le solicite judecătorilor să respecte legea și să iau o decizie finală în acest dosar. Și dau dreptate domnului care este nemulțumit pe această situație. Fiecare în calitate de cetățean suntem nemulțumiți pentru că se tergiversează la nesfârșit. Doar că autoritățile au pârghii să influențeze, sau cei din Parlament, cetățenii pot să adreseze întrebări. Haideți să vedem ce zice domnul Ion, după aia o să discutăm. Domnul Ion din Chișinău, care este în legătură prin telefon. Bună seara, ne auziți? Bună seara, vă aud bine. Iată, eu vreau să spun accent niște lucruri aici, care analiști, politologi, deputați, diferiți oameni publici, eu parte la diferite emisiuni, așa în fața poporului, și parcă îmi pare că nu se pune accent pe niște lucruri, de unde cresc picioarele, acel ușor, acel partid, de unde cresc procentele astea, de unde îi adună oamenii după asta, să aibă așa un număr de oameni și să protesteze. De unde? De unde, domnule Ion? Haideți... De mult, și nu de azi, dar de mult trebuie de pus accent pe niște lucruri. Cresc picioarele de la magazine din comune, din sate, din oraș. Magazinele Merișoara, acolo se organizează toate lucrurile astea. Și toate băbuțele, și toți sărăcuțe, și toți oamenii nevoiași, pe tin la ceva. Ei își pus în listă și s-au organizat, curte de doi. Dar, și încă un lucru vreau să menționez. La protestul ăsta ies un bandit, șor, care, cum ai demonstrat, el e implicat și în furtul miliard, și în prima instanță, pedepsit și mai departe, iese și dezinformează poporul pe ecran electronic. Unde este închis? Unde e poliția aici? Asta se întrerupe imediat translația asta. Prostească. Am înțeles, domnul Ion, mulțumim. Același subiect. Vreau să discutăm și despre compensații, dar vă mulțumim pentru această precizare. Haideți să vedem, doamna Adam, ce ne zice. Ați înțeles de unde cresc picioarele? Și am tot vorbit și în alte emisiuni anterior despre aceste magazine. E chestie foarte simptomatică. Toate telefoanele au fost axate pe chestiunea justiției. Chestia pe care oamenii o resimt cel mai profund. Nu e afectat de că o să îngheță, că o să aibă probleme. Chestia justiției. Deci omul își vrea dreptate făcute, pentru că, într-adevăr, noi am luptat atâția ani, deci de 6 ani de zile suntem acolo, pe baricade, acum și la guvernare. Pentru că pasul este o emanație tuturor efortului ăsta care s-a făcut de la platformă spre blocul acum și campania. Deci asta este o chestiune strângentă. Urgent, oamenii ar simți o eliberare. Dar vedem și după iată cum votează cetățenii, care sunt peste 100 de voturi. 97 consideră că poliția a procedat corect când a demontat corturile. Dacă ar fi același raport, doamna Adam, în legătură cu scoaterea în afara legii a partidului Șor, da, ați merge la acest pas? Ați întreprinde măsurile care ar scoate partidul Șor în afara legii? Probabil că nu am eu mandatul să răspund la această întrebare acum, pentru că nu ține de dorința mea sau nedorința mea. Dar cetățenii, ați auzit ce spun? Că dezinformează populația, chiar fiind pe acel ecran. Eu înțeleg, dar iată, de a-l întrerupe. Bănuiesc că în acest caz, dacă s-ar proceda așa, ar veni o altă organizație non-guvernamentală și ar pretinde că s-a încălcat dreptul la libera exprimare. Da, fiecare cetățean are dreptul să se exprime. Dar legea mai presus altceva. Ca orice. Păi exact. Legea mai presus ca orice. Reforma justiției adevărată. Legea supremă este că el este condamnat și este un om fugar din țară, împotriva căruia statul trebuie să aibă instrumente. Și nu avem o decizie de apel. Exact, nu avem o decizie finală. Există instrument constituțional clar, articolul 54, care spune lucruri clare când sunt restricționate drepturile și libertățile oamenilor în caz de pericol național și situații de război. Există articolul 22 din legea pentru starea excepțională de război și punctul C explicit care spune ce poate face Comisia de Stare Excepțională când sunt situații de acest gen. Sunt instrumente prin intermediul căruia poți acționa deci constituțional și legal, fără să te temi cu organizațiile. Organizațiilor pune-le în față legea.
Deci asta este chestiunea care trebuie să o înțeleagă cetățean Republicii Moldova. Și sunt de acord cu domnul Țicu când spune că oamenii au nevoie de dreptate. S-au săturat oamenii de a fi, de a fi nejustificați și de a nu se li se face dreptate. Deci așteptăm reforma asta în justiție ca un pahar cu apă pe o zi fierbinte. Ce s-a întâmplat? De fapt, ce s-a întâmplat în această... Spuneți că sunt un inițiativ, total de acord. Dar nu poți să vii, se face reforme noi cu oameni vechi. Deci s-au ținut în acest sistem oameni de-a lui Plahotniucu. Și avem Musteață, Rurac și alții. Deci nu poți să te aștepți ca sistemul să se schimbe peste noapte dacă promovezi în anumite funcții și în CSM și în CSG oameni care au fost în sistemul dinainte. Deci aici trebuie să se lucreze, să nu se facă, cum a spus și domnul Țăcu, nu pe jumătate de măsură. Trebuie să se facă reformă adevărată. Și atunci o să se fie adus și Șor în țară, o să fie adus și Plahotniuc, o să fie adus și toți acești clan mafiot și bandit. Interesul oamenilor pentru justiție este enorm, dar este mare și interesul cetățenilor pentru compensații. După cum ați spus dumneavoastră, în primele zile au fost... Nu prea s-o văzut. Dar acum au luat cu asalt compensații, cum gov.md în primele zile. Înțelegem că oamenii au nevoie de susținere. Noi știm ce salarii sunt în Republica Moldova, știm ce pensii sunt. Și întrebarea sunt suficiente? Eu te asigur că cetățeanul nostru o să rabde frigul și foamete dacă o să-l vadă condamnat pe Dodon și Pișor. Oamenii sunt pregătiți să îndure orice, dar să le facă dreptate în cele din urmă. Asta e instanța supremă de credibilitate care o mai avem în condiții. Vedeți, autoritățile, iată, doamna Adam spune că prioritatea sunt cetățenii. Venim cu acest suport din partea guvernului, compensații, ajutor, perioada rece a anului. Cetățenii nu simt acest ajutor. Eu cred că, din ce văd eu așa, situația este complicată, e dificilă, dar nu-i război. Și averea moldovanilor nu e la vedere de foarte multe ori. Se ved lucrurile cum... Noi nu suntem o societate care poate fi gândit după sursele devenit oficial. Eu cred că 80% din cetățenii Republicii Moldova trăiesc cu resurse din altă parte și o duc destul de bine. Și lucrul ăsta se întâmplă cu regret în afara statului. Asta e problema mare. Defavorizați sunt cei care nu au asemenea posibilități și care resimt într-adevăr. Sărăcia este o problemă mare și asta o face șor, dar să știți că problema nu este doar sărăcia. Problema este instrumentalizarea politică a unor ilegalități, cum ar fi, cum spunea domnul, magazinele sociale și aceste mașini care merg. Deci ele este o evidență foarte bună, pentru că grupările, inclusiv putinismul, s-au aliat în jurul lui Șor pentru că are capacitate de mobilizare. Haideți să întrebăm despre acest lucru următorul telespectator care ne-a telefonat, domnul Nicolae din Peresecina. Domnule Nicolae, bună seara! Da, bună seara! Dumneavoastră, sunteți pregătiți sau sunteți gata să înghețați la iarnă doar pentru ca Plahotniuc și sau Dodon și Șor să fie băgați la pușcărie? Nu, noi suntem gata să înghețăm la iarnă. Sunteți? Eu sunt întreb, doamna deputat, când ați le dăi lemnică, văd că... Ne promis lemne, dar să mă ajungă, mă tincă, nu știu, la anul 2023 să mă ajungă în rândul, mă tincă la lemne. Ați încercat să intrați pe site-ul lemne.md sau da, să intrați pe compensații.gov.md? Da, mă duc să le iau, dar de unde să le iau când în rând să mă ajung în 2023, ia să-mi spuneți. Dar care este situația? Spuneți unde, în Peresecina, unde se întâmplă asta? Cum funcționează? Că să avem context. Da, păi eu să... Am fost, m-am controlat și 780 la rând, dar eu primit mă 200, dar când să mă ajung ca mie 700, oamenii fac foc, dar eu și tal fac. Dar mai aveți soluții alternative dacă nu primiți aceste lemne până în iarnă? Am și cu gazul mine, cu 1700 de lei pe aici, să plătesc gazul? O să solicitați compensații pe site-ul. Dar ce compensații ține dacă eu am... 250 de cuburi de gaz asta iarnă pe lună. A fi compensat acest de ei dacă eu am pensie de 1700 lei. Pensionarii o să fie favorizați. O să primească cel mai înalt grad de vulnerabilitate. Cu cât? Bine, acolo o să se calculeze funcție de suma generală. De 250 de cuburi iar pe lună, cât ar să-i facă ei, știi?
Da, deja dacă o să completați informațiile acolo în funcție de venituri, o să vedeți deja care o să fie compensația finală. Vă mulțumim, domnule Nicolae, pentru această întrebare și precizare. Doamna Adam, iarăși la dumneavoastră, cetățeni, când va primi acest domn din Peresecina lemne? Nu interesează doar justiția și ca Șor și Dodon să stea la pușcărie, dar oamenilor le este frică să nu îngheți la iarnă. Înțelegem îngrijorările și nemulțumirile cetățenilor în acest context foarte complicat, dar reiterez ideea. Nu s-a așteptat nimeni și nimeni nu a putut prevedea un război la hotarul cu Republica Moldova. Țara noastră depinde 100% de gazul rusesc. Resursele energetice, vedeți și singuri, sunt cea mai mare vulnerabilitate a Republicii Moldova. Cu privire la lemnele despre care a zis domnul, inițiativa de fapt a guvernului a fost să stopeze speculațiile pe piața masei lemnoase și să nu admită creșterea nemotivată a prețurilor. Pentru că la un moment dat au început a crește prețurile de la 700, 600, 700 funcție de calitatea lemnului de anul trecut. Au început a crește la 1500. Dar poate unii oameni sunt gata să plătească mai mult, dar să primească lemnele până în iarnă, nu la primăvară. Uitați-vă, aceasta și era ideea. Guvernul a prevăzut sau a încercat să prevadă o situație de criză în care mai mulți cetățeni se vor reorienta pentru încălzirea pe lemne. Și atunci, ca să nu creeze o situație de criză pe piața aceasta, s-au luat aceste măsuri. În primul rând, ca să nu, să nu se facă speculă. În al doilea rând, să nu se taie monitorizat pădurile care și așa nu le avem, da? Și avem o problemă în acest sens, o problemă de mediu. Și în al treilea rând, să vedem de cât de multe resurse de masă lemnoasă avem nevoie pentru a asigura cetățenii. Și am văzut în acest sens, au fost făcute demersurile necesare către statul român și România deja ne-a oferit 200 de mii, dacă nu mă înșel, da, de metri steri de lemne, care urmează în aceste săptămâni să ajungă în Republica Moldova. Înțeleg că e mai complicat pentru regiunile unde nu sunt ocoale sildice, da, unde este mai puțină masă lemnoasă și care s-a consumat deja. E poate mai bună situația acolo unde... Dar telespectator, domnul Nicolae, care spune că îl ajunge rândul în 2023. Eu cred că moldovenii dintotdeauna s-au îngrijit de iarnă și vorba clasicului, da? Fă-ți sanie vara și cum este? Sanie vara și da. Sanie vara și căruță iarnă. Și iarna căruță, exact. Bine, eu cred că ăsta e un motiv de autosesizare pentru autorități. Vara ne pregătim de iarnă și sunt sigură că în mare parte cetățenii s-au pregătit de iarnă. Pentru că, eu înțeleg, eu de aceea și zic, tocmai din considerentul în care veniturile oamenilor de la sate sunt mici, de aceea și s-au luat aceste măsuri. Că a fost o comunicare poate nu tocmai autoritățile locale, nu tocmai eficientă. Noi, din păcate, trebuie să încheiem, acest... avem foarte puțin timp până la final, dar voiam să menționez un eveniment important. Parlamentul European a votat ca România și Bulgaria să fie admise în spațiul Schengen din 2023 cu o majoritate covârșitoare. Domnule Țicu, asta ce ar însemna pentru Republica Moldova scurt? Pentru românii din Republica Moldova înseamnă foarte bine. Înseamnă probleme pentru moldoveni în general și asta va însemna cozi la vamă și pentru că... De ce? Ce se schimbă? Traficul și controlul vamal se va îngreuna pentru că România devine poarta directă a 28 de state deja. În afara zonei Schengen au rămas doar Croația și Cipru. Asta înseamnă avantaje enorme pentru cei care au cetățenii române și, desigur, probleme pentru restul cetățenilor Republicii Moldova, care vor sta și așa la vama aglomerată care este, pentru că n-au avut înțelepciunea să facă alegerea corectă atunci când a fost momentul. Scurt.
E un pas foarte important și un succes pentru România și pentru Bulgaria, evident pentru toți cetățenii români, atât din Republica Moldova cât și din România. Ce trebuie să atragem atenția și sper că în acest sens să se îmbunătățească situația serviciilor vamale de la noi și reducerea traficului. Deci sper că monitorizarea la vamă să fie mult mai strictă, pentru că conform ultimelor date, din perioada guvernării PAS sau traficul țigări s-a crescut de 4 ori. Deci sper că impactul acestui... Bine, trebuie să operăm cu date. Eu cred că domnul Vasiloiu o să fie... Da, dar asta sper ca acest trafic să se reducă, pentru că de fapt s-a mutat. O să facem o emisiune separată la acest subiect. 20 de secunde, doamna Adam, scurt. Este o veste mult așteptată de România, de poporul român și ne bucurăm pentru această realizare. În perspectiva integrării europene a Republicii Moldova, cred că avem și noi de câștigat din această decizie și viitorul nostru european este alături de țările civilizate și ne oferă această posibilitate de dezvoltare și creștere. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru... că ați dat curs invitației noastre și să încheiem pe această notă cumva optimistă. Haideți să vedem împreună rezultatele televotingului de astăzi. Întrebarea, vă reamintesc, dacă poliția a procedat corect cu protestatarii atunci când a demontat corturile. După cum vedeți pe ecran, 96% dintre cei care au votat sunt pro și respectiv 4 contra. Au votat puțin peste 170 de persoane și pentru asta vă mulțumim. Dacă vreți să vedeți regulamentul după care este desfășurat acest televoting, să-l găsiți pe pagina de Facebook Freedom cu Dorin Galben. Acest sondaj nu este reprezentativ și este realizat de o companie privată. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Eu vă aștept deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând!